Cipri, suntem pe ultimul set de metri a pregătirilor pentru meciul cu Celtic. Toată lumea gata? Da, am uitat meciul cu Chindia și începând de azi ne gândim doar la meciul de miercuri, unde ne așteaptă o partidă foarte grea, o echipă Celtic foarte bună care nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare, o echipă de mare tradiție în fotbalul european. Pentru voi sau pentru moralul vostru a contat faptul că la începutul sezonului lumea nu prea vă dădea foarte multe șanse în Liga Campionilor, aducând tot timpul aminte ce s-a întâmplat în sezonul trecut, v-a motivat un pic lucrul acesta? Sincer, nu ne-a interesat ce spunea lumea, ce se vorbea în jurul nostru. Important e ce am crezut noi. Am știut că suntem un grup, repet, un grup frumos, un grup bun și știam că rezultatele vor apărea într-o perioadă foarte scurtă de timp. Acum, în vestiar, ce se crede? Se poate depăși Celtic? Normal, nu mergem la meciul de miercuri cu gândul că nu avem nicio șansă. E clar, ei sunt favoriți, o echipă foarte bună, dar eu cred că nu mai avem nimic de pierdut. Am început din turul 1, am ajuns în turul 3 și sperăm să trecem, să ajungem în play-off. Ar fi foarte frumos pentru că nu e ușor să pleci din turul 1 și ați văzut, am avut echipe destul de bune în turul 1 și în turul 2. Acum vom vedea, totul depinde doar de noi. Eu cred că am arătat că putem trece aproape de oricine. Vă priește postura aceasta de outsider? În ambele tururi au fost alții favoriți și ați reușit să mergeți mai departe voi. Nu știu neapărat acum, contează mai puțin cine e favorit sau cine e outsider. E important ce faci pe teren, pentru că ați văzut. Nu, atâta timp cât crezi și am dovedit acest lucru că putem trece de oricine. Dacă pe hârtie ei sunt favoriți, nu ne deranjează cu nimic. Repet, important e ce facem noi miercuri. Dacă vom face un meci foarte bun, eu cred că vom obține un rezultat bun. Se simte presiune mai mare pe voi acum că se apropie fazele, grupele sau play-off? Presiunea a fost tot timpul la CFR, pentru că e un club care își propune an de an câștigarea campionatului, a cupei, intrarea într-o cupă europeană. E normal, atâta timp cât vrei performanță, e presiune în fiecare meci și e și normal, pentru că s-a investit foarte mult și patronii au așteptări foarte mari de la noi. Sunteți speriați, scoțienii în ultimul meci au câștigat 7-0 în campionat. Da, v-am spus, o echipă foarte bună, dar meciurile din cupele europene sunt cu totul diferite față de meciurile din campionat și vom vedea, va fi un meci de care pe care. Vă convine stilul lor de joc sau vă e ușor incomod acest joc în forță, în agresivitate? Ne convine, nu ne convine, trebuie să jucăm. Noi avem stilul nostru de joc. E important să ne facem jocul nostru și vom vedea ce va ieși. Pentru tine personal e mai bine că se joacă primul meci acasă sau ți-ai fi dorit calificarea să se joace în Gruia? Mi-e indiferent unde se joacă, acasă, în deplasare, pentru că oricum vor fi două meciuri. E important e ca la meciul de miercuri să nu primim gol și vom vedea în Scoția ce se va întâmpla. Lumea vorbește de atmosfera de pe Celtic Park. Ar trebui să se teamă și scoțienii de atmosfera din Gruia? Da, mi-ar place să jucăm cu un stadion plin, să pună presiune pe ei. Așa ar fi frumos, pentru că va fi un meci deosebit și nu în fiecare an joci cu asemenea echipe. Mi-ar place ca publicul nostru, fanii noștri, să vină în număr cât mai mare la stadion.